Apilat Nilul este un produs apicol natural obținut din suc. Are proprietăți biotrofice, energizante, vitalizante, tonifiante și psihotonice. Ajută la refacerea sistemului imunitar. Apilat Nilul este un produs apicol obținut din larvele de trântor, aflat în celulele respective din farm. Recoltate într-un anumit stadiu larval. Într-o colonie, numărul indivizilor masculi este de 400-1800 trântori, rareori depășind numărul de 2000. Numărul de trântori crescuți și tolerați într-o colonie de albine satisface necesarul biologic-fiziologic normal de mascul pentru a asigura împerecherea măcilor pe cale naturală. Pentru colectarea de Apilat Nil, prezintă interes în mod special doar stadiul embrionar și larvar. Deși nu este un produs tradițional al stupului, ca și mierea, polenul și ceara, Apilat Nilul se distinge prin proprietățile lui organoleptice specifice, prin proprietățile lui fizico-chimice și microbiologice, care îl recomandă ca un produs veritabil. Apilat Nilul în stare proaspătă poate fi valorificat ca atare, se păstrează la rece, la minimum 5 grade Celsius. Pentru o perioadă mai mare de timp, Apilat Nilul se conservă în depozite de frigorifice la temperaturi mai scăzute de minus 20 de grade Celsius. Perioada optimă de producere a Apilat Nilului începe odată cu înflorirea pomilor fructiferi. Odată ce timpul permite, putem începe activitatea de recoltare a Apilat Nilului. În a 10-a zi de la depunerea oului în celule, se vor scoate fagurii cu pricina din stup și se începe recoltarea conținutului integral al celulelor de trânsit. Aspectul produsului după recoltare este neomogen, fiind constituit din larve înglobate într-un lichid lăptos. De aceea se folosește în prezent pentru realizarea de preparate apiterapice, fie în stare pură, fie în amestec cu alte produse apicole sau cu substanțe medicamentoase. După mixare, produsul devine omogen, lăptos, culoarea lichidului și larvelor este ușor gălbuie, cu tendința ca în timp să capete nuanța spre cenușie. Gustul este ușor astringent, fără senzații dezagreabile. Pentru producția de Apilat Nil se aleg numai familiile de albine foarte puternice, capabile să hrănească cu lăptișor un număr cât mai mare de larve de trânsit. Cuibul familiilor de albine aferente producției de Apilat Nil trebuie să cuprindă la începutul lunii aprilie cel puțin 6 rame, faguri, acoperiți cu albină și hrană suficientă unei dezvoltări corespunzătoare. Marca trebuie să fie prolifică și să nu fie mai bătrână de 2 ani. Pentru producția de Apilat Nil se pot folosi ramele clăditoare sau orice alt sistem care asigură o producție continuă și specifică de larve de trântor. Se recomandă utilizarea ramelor clăditoare cu secțiuni mobile. Perioada optimă de producere a Apilat Nilului începe odată cu înflorirea pomilor fructiferi, în aprilie-mai, când timpul este suficient de cald, iar în familie există un număr mare de albine tinere și durează până la sfârșitul lunii iulie, începutul lui august. De la data de 1 aprilie se încep hrănirile suplimentare, concentrații de zahăr 1:1 și substanțe proteice. După 15 zile de la începerea hrănirilor stimulente, se introduc în stup rame clăditoare pentru producerea de faguri cu celule de trântor și însămânțarea acestora de către matră. În ziua 10-a, de la depunerea oului în celulă, deci a 7-a zi de stadiul larvar, secțiunile se scot din cuib și se procedează la recoltarea conținutului integral al celulelor de trântor. Flacoanele sau borcanele cu Apilat Nil se păstrează în congelator la o temperatură de minus 5, minus 15, întocmai ca și lăptișorul de moarte, datorită conținutului său Apilat Nil este un produs apicol natural, activ biologic și energizant. De aceea, se folosește în prezent pentru realizarea de preparate apiterapice, fie în stare pură, fie în amestec cu alte produse apicole sau substanțe medicamentoase. Pastilele energizante cu polen de albină se pregătesc din 2 lingurițe de polen și 2 lingurițe de miere, amestecate cu miezul de la 10 nuci, trecute prin râșniță sau pisate, la care se adaugă o linguriță de fulgi de grâu. Amestecate foarte bine, aceste ingrediente formează o pastă consistentă din care se pot face mici sfere, pastiluțe, se iau câte 2 înainte de fiecare masă. Pastilele energizante dau rezultate bune în astenii și în stimularea activității intelectuale și sexuale. Vă reamintesc că dacă v-au plăcut filmulețele anterioare și considerați că filmulețele acestea sunt utile, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Puteți da un like la filmulețul acesta, puteți să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonat, apăsând butonul roșu de abonare sau subscribe. Dacă v-ați abonat, puteți apăsa clopoțelul de lângă pentru a primi de fiecare dată când mai postez ceva nou în Științare. Foarte important pentru mine este să am feedback că filmulețele acestea vă plac. Nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Ovidiu și până data viitoare, numai bine!